Cu ajutorul Domnului reluăm studiul biblic din tematica relații frățești cu lecția a cincea, în care vom fi învățați cum să ne corectăm unii pe alții. Pentru că după ce ne-am dat seama încă o dată de faptul că trebuie să lucrăm împreună, într-un mod organizat, trebuie să ne acceptăm, dar iată că trebuie și să ne corectăm unii pe alții. Corectarea este atitudinea prin care se încearcă îndreptarea, recuperarea. Ea este asociată învățării. Înțeleptul nota în Cartea Proverbele, capitolul 6, versetul 23, acest aspect împletit, aici este scris. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Deci, o necesitate. Cine nu înțelege necesitatea corectării, se destinează pe sine însuși descalificării. Indiferența față de ce se întâmplă în jurul nostru ne aduce pagubă. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista sisteme de redresare, de reparații. Dacă tot ce se defectează trebuie lăsat defect. Dacă nimeni n-ar interveni să refacă un sistem care a înregistrat o eroare, să repare o mașină care s-a defectat. Cine nu-și rezolvă problema de sănătate, dacă ea poate fi rezolvată? Deci iată că în toate problemele vieții, de ordin fizic, material, noi știm că lucrurile care se denaturează, care se defectează, trebuiesc recuperate, remediate. Rămânând tot în Cartea Proverbele, citesc și din capitolul 17, versetul 15, unde vom observa că și în plan spiritual este nevoie să nu fim indiferenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Deci un om care este indiferent și față de cei ce fac bine și față de cei ce fac rău, lui este tot una. Pentru că tot în Proverbe este scris în capitolul 3, versetele 11 și 12, despre atitudinea care trebuie să aibă loc în familie, în casa Domnului. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Care dintre noi am reușit să ne creștem copiii fără să-i sesizăm? Vezi că e greșit, nu-i bine așa. Îndreaptă-te, fii mai atent. De astfel de aprecieri cu caracter corectiv de îndreptare este nevoie și în casa Domnului. Despre Alexandru Macedon se spune că și-a îndepărtat unul din consilierii săi pentru că niciodată nu-i făcea sesizări prin care să-l corecteze. Păratul a spus, dacă nu vezi nicio greșeală la mine, înseamnă că nu ești bun de sfetnic. N-ai un ochi format. Dacă o vezi și nu-mi spui, înseamnă că tu nu vrei ca să mă îndrept. N-am nevoie de un asemenea om. Și l-a dat afară. Haideți să observăm într-o primă parte a lecției noastre, într-un mod mai aprofundat, necesitatea corectărilor. Din Scripturi putem observa că toate corectările sunt necesare cu un scop pozitiv, dacă sunt practicate într-un mod pozitiv. Pentru că, de exemplu, vorbind în domeniul mecanic, dacă nu știm cum să reparăm, sau cu atât mai mult în domeniul electricii, electronicii, dăm cu ciocanul unde nu-i de dat cu ciocanul, am defectat mai rău.
Deci pentru fiecare lucrare este o unealtă potrivită, un mod anume de a lucra. Dar mai întâi și mai întâi este necesar să se facă corecturi pentru sănătatea adunării, așa ca și în organism. Apostolul Pavel scria către Tit în epistola adresată la capitolul 1, versetele 13 și 14, astfel. Mărturia aceasta este adevărată. Deci, el a constatat o realitate negativă. De aceea, mustră-i aspru, cu ce scop? Ca să te răzbuni? Iată scopul, ca să fie sănătoși în credință. Și să nu se ține de basme evreie și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Pentru că orice sesizare, orice mustrare trebuie făcută în nădejdea îndreptării, a corectării, a rodirii, a mântuirii. Nimeni, de exemplu, chiar dacă e vorba de o măsură mai gravă, nu taie medicul un picior unui om bolnav, așa ca să le fie mai ușor celor ce duc sicriul. Îl taie numai dacă este cazul că rămâne restul trupului în viață. Deși este ceva grav în situația aceea. Deci doar cu scopul îndreptării, corectării, gândul acesta trebuie să ne marcheze. În Cartea Proverbe citim câteva versete despre ideea aceasta, mai întâi capitolul 25, versetul 4. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Deci nu-i scopul nostru doar să aflăm zgura în argint ca să descalificăm întregul material. Să fie îndepărtată zgura, ca din ceea ce rămâne să se facă ceva folositor. Tot Proverbe, capitolul 28, versetul 23. Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă. Adică cel corectat, dacă acea corectură a fost făcută corect, își dă seama că i-a făcut un bine. Și își câștigă bunăvoința celui în cauză. Decât cel cu limba lingușitoare. Când îți dai seama după aceea că el de fapt ți-a vorbit în ghilimele, așa a spus, cu dragoste, dar el de fapt nu era cu inima bună față de tine. La ce te ajută aceea? La nimic. Și tot în Proverbe 29:1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor. Sunt oameni care mai greu receptează o mustrare. Astfel de om va fi zdrobit deodată și fără leac. Adică dacă nu ia leacurile când îi sunt date la vremea potrivită, la un moment dat nu o să mai prinde niciun medicament. Și o să moară, o să fie prea târziu, că niciodată nu și-a luat tratamentul, medicamentația. Amintesc și din Noul Testament o pildă din Luca capitolul 13, unde Domnul Iisus a vorbit despre oameni comparându-i cu niște pomi care nu fac roadă. Și scrie aici că un smochin sădit într-o vie n-a rodit nici într-un an, nici în anul următor și i-a venit un cuvânt, taie-l. Dar printr-o intervenție de mijlocire, în versetul 8, i s-a spus: mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Și chiar pentru situațiile grele, când se ia o atitudine neplăcută pentru cel în cauză, pe moment, orice pedeapsă pare o pricină de întristare până la un moment dat. Deci chiar și în situațiile grele, corectura trebuie făcută tot în nădejdea și cu scopul mântuirii. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 5, ne prezintă un sfat apostolic despre un om care căzuse în imoralitate, care urma să suporte o pedeapsă dată de cei mai mulți, dar iată cu ce scop.
Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii și versetul se oprește aici. Lasă-și primească pedeapsa că a făcut rău. Ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus, în nădejdea mântuirii. Vă rog să rețineți că există o diferență de fond și de scop între corectare și vorbirea de rău. Uneori se confundă astea două. Vorbirea de rău este o activitate satanică, este o privire cu un ochi rău, pe când corectarea este o privire cu un ochi bun, cu o nădejde bună, cu un scop bun. Oamenii care vorbesc de rău pe alții nu interesează că o să se schimbe, o să se îndrepte după ce îi pomenesc ei așa fără bani. Probabil că ei nici n-ar avea interesul să se schimbe, că n-ar mai putea să îi vorbească în continuare de rău și să facă aprecieri și comentarii negative pe seama unora și altora. În Tit, capitolul 3, este surprinsă o asemenea atitudine, dar specifică celor de afară, nici de cum credincioșilor. Pagina 1173, Tit 3, de la versetul 1 la 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânitorilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii, că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind de răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Aceasta este starea celor de afară. Observați câte vorbiri de rău întâlniți în ziare, în emisiunile radio, TV și în alte publicații. Unii pe seama altora, începând cu politicienii din vârf și până la ultima femeie din sat. Așa ceva nu trebuie să facem. Și doar dacă sesizăm o greșeală în dreptul cuiva, și vom vedea noi în ce fel trebuie și cum făcut, o corectare sănătoasă cu scopul îndreptării. Doamne, ajută-ne! Altfel, repet, cădem în ispita diavolului. Unul cunoscut în cer și prezentat în Scripturi, de exemplu în Apocalipsa 12, ca unul care pârăște, care s-a prezentat în cer la Dumnezeu și nu odată, scrie aici în versetul 10, pârâșul fraților noștri care zi și noapte păra înaintea lui Dumnezeu. O activitate febrilă din partea diavolului, la permanență, să vorbească de rău. Iată un caz în Zaharia, capitolul 3. Aici avem un om al lui Dumnezeu și se scrie de la versetul 1 la pagina 909 că îngerul i-a arătat profetului pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească, lângă el. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano. Domnul să te mustre. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Și atunci îngerul a propus să fie dezbrăcat și îmbrăcat cu haine de sărbătoare și să-i se pună pe cap o mitră curată. Sunt multe referințe biblice. Eu mai adaug doar ceva din Proverbe care prezintă starea aceasta demonică și fac diferența între o corectură sănătoasă și o vorbire de rău. Să mai citim din Proverbe 27, de la versetul 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. De regulă, vorbirile de rău se fac în absența acelei persoane. Mustrările privesc pe acea persoană. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui.
corecturile se fac între frați, între prieteni, că ele se fac din iubire. Vorbirile de rău, de regulă, apar acolo unde este ură și dușmănie. Sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. În față te sărută și în spate te frige, spune proverbul românesc. Iată ce scrie și în 26:20. Când nu mai sunt lemni, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Deci, clevetirea, vorbirea de rău, are un scop destructiv, un foc care trebuie întrerupt. De asemenea, corecturile sunt necesare pentru curăția adunării, pentru păstrarea unei învățături sănătoase. De exemplu, bolnavii trebuie vindecați, dar morții trebuie îngropați. Eventual, dacă îi îmbălsămăm, nu miros, dar tot nu fac bine, la vedere. Trebuie să ajutăm pe frații și surorile noastre și să-i protejăm de învățătura falsă. Apostolul Pavel scria lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, despre unii care strică, alterează adevărul. 2 Timotei 2, de la versetul 17. Și cuvântul lor roade ca gangrena, un cancer. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința onora. Vă rog să rețineți, nu învățau neapărat să trăiască în imoralitate, să fure. Dar învățau într-un mod cu totul greșit despre evenimentele viitoare. A și venit învierea, ce fel de înviere? Și erau în aceleași trupuri. O învățătură adusă de un duc străin, de diavolul. Când luăm atitudine în fața unor astfel de oameni, de regulă se naște vrăjbășie. De exemplu, nu mai chemăm pe un anumit predicator, nu-i mai citim cărțile, nu-i mai ascultăm CD-urile, nu mai ținem legătura cu el. Dar de ce? Pentru curăția adunării. Pentru că sănătatea spirituală se aseamănă cu cea fizică și unele medii sunt contagioase, contaminează pe ceilalți. Și atunci biserica trebuie să treacă într-un regim de carantină față de anumiți indivizi prin prisma învățăturii lor. Acest aspect îl observăm din Scripturi. Vă citesc mai întâi din 1 Petru, capitolul 2. De la versetul, din 2 Petru, 2 de la versetul 1. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Deci, oamenii aceștia se lipesc foarte ușor și masa de oameni uneori li se alătură din lipsă de discernământ spiritual. În asemenea condiții, trebuie să ne protejăm frații și surorile. După cum dumneavoastră ca părinți vă protejați copiii dacă aflați că unul dintre ei este prieten apropiat cu un copil rău, sau de exemplu cu cineva care a apucat într-un mediu satanist sau într-un mediu mai clasic, zis așa, nu doar în Biserica Satanei, în vrăjitorii sau alte lucruri, așa e că faceți totul ca acel copil să fie rupt de relația cu celălalt pentru a nu fi afectat.
La fel este nevoie și în biserică. Iată ce scrie și Pavel la Tit, capitolul 1, citesc de la versetul 9. Aici este o îndatorire pentru prezbiteri, mai întâi să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura sănătoasă, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Deci să le stea în față, să iasă la hotar cu arma în mână și să apere moștenirea Domnului. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să le se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un câștig urât. Sunt cei din Petru, care au un interes de ordin financiar. Ei învață lucruri pe care nu trebuie să le înveți. Tot pentru astfel de oameni și astfel de situații? Citez și din Evrei, capitolul 12, de la versetul 15. Ca să știți că nu este datorie numai pentru lucrători, este datorie pentru tot poporul. Corectați-vă unii pe alții, vegheați unii supra altora. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, o învățătură stricată aduce turburare, și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Deci scopul acestor corectări pe linie de învățătură este protejarea credincioșilor, în mod special a celor care sunt copii în credință. Să-i ferim de învățătura unor astfel de oameni. Hai să ascultăm și sfatul adresat de Pavel lui Timotei și scris în cea din tâi epistolă, capitolul 5, versetul 20. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Deci să fie chiar o sesizare de ordin public, pentru ca să se știe. Dar vom vedea mai mult în partea a doua, când vorbim despre modalități de corectare. Deci o recapitulare a acestei prime părți. Deci este nevoie să ne corectăm pentru a păstra sănătatea spirituală. Atunci când vedem o abatere în fapte, să ne sesizăm cu dragoste în nădejdea remedierii lucrurilor. Nici de cum cu vorbire de rău, care de regulă este în absență. Și de asemenea este nevoie să facem corecturi și aprecieri și sesizări în dreptul unor oameni și a învățăturii lor pentru a-i proteja pe ceilalți. De exemplu, umblă echipe de mormoni prin oraș și dacă n-am spune tinerilor care pot vin atunci la credință și ei nu sunt inițiați și sunt doritori de studiu, ba încă dacă pe lângă Biblie sunt învățați și, dacă nu Biblie, sunt învățați și limba engleză, un anturaj care îi angrenează, feriți-vă, nu vă duceți cu desăvârșire acolo. Dar la fel de categorici trebuie să fim și pentru alte situații atunci când observăm riscul abaterii de la adevăr. Dar să insistăm asupra modalităților de corectare. Domnul spunea în Matei 18 despre o procedură de ordin general de care trebuie să ținem cont și pe care o citim chiar de la începutul prezentării modalităților. Matei 18, citesc de la versetul 15. Noi uneori, datorită faptului că eul nostru nu este mort de tot, simțim nevoia corectării altora când ei au treabă cu noi. Deși ar trebui să-i corectăm în toate cazurile. Dar poate cu acestea începem.
dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce-i de făcut? Du-te și mustră-l între tine și el singur. O discuție între patru ochi, două inimi și un singur duh. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. La gândul acesta vreau să vorbesc cu el ca să-l câștig. Dacă nu te ascultă și ai o părere de rău că nu ai reușit cu acea discuție să recuperezi pe sora sau pe fratele, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Care este scopul acestor doi martori? Dacă nu vrea să asculte de ei, deci de ei ar trebui să asculte, să-i rugăm pe doi oameni să vină să-l lămurească pe fratele care a păcătuit, ca să fie câștigat, să nu mai greșească împotriva noastră, dar nici împotriva altora. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, deci iată cât de mult interes ar trebui să ne dăm când cineva păcătuiește. Dacă situația nu se rezolvă cu primele două ședințe, ar trebui să ajungem până la plenul adunării, ca fratele nostru să nu rămână în păcat, să nu rămână bolnav. Și dacă n-ascultă nici de biserică, atunci faptul acesta trebuie să fie cunoscut, este un om într-o situație foarte critică și nu se știe cum va fi recuperat. De altfel, dați-vă seama, să fie cineva pe care să rugăm o mie de oameni să ne asculte, să vadă că ne rugăm pentru el, vrem să se îndrepte și tot se încăpățâneze, chiar că e gravă situația. E îndărătnic de tot. Există mustrări ușoare care pot fi practicate în mod uzual, aș putea spune, cotidian. Dar și acestea trebuie făcute pe bază de autoritate, în funcție de starea sufletească. Dar este bine să se facă sesizări atunci când intervine abateri de la învățătura primită sau când apar probleme greșite în plan familial, în plan social. De exemplu, lucrezi împreună cu alții și vezi pe fratele tău sau pe sora ta că a vorbit urât la servici, că s-a apucat cu ceilalți la bancuri. Toată ziua citește ziarul sau dacă lucrezi într-un birou, tot cu ochii pe televizor. Sau vezi pe o fată tânără că omul într-un mod necuvincios sau ai văzut-o cu ceva băieți sau pe vreun altul într-un oraș seara târziu prin oraș. Nu trebuie să treci indiferent. E foarte greșit să nu spese de ei. Să recurgi la mustrări ușoare care în forma lor cea mai ușoară nici nu vor fi interpretate ca și mustrări. Sunt mici corecturi, ajustări, îndemnări. Fratele meu, nu este bine. Ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești abătut? De ce n-ai venit la adunare? Corectați-vă unii pe alții. Hai să citim câteva pasaje biblice pentru a ne justifica și educa în această lucrare. Citesc din Iuda, capitolul 1, versetele 22 și 23. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți, iată scopul, pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, deci să nu te complași, să nu accepți vreo stare de păcat, ci să încerci să recuperezi acea persoană. Iată al sfat dat prin apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, un sfat foarte, foarte bogat. Noi avem mult de lucru în biserică. Numai să facem așa cum trebuie lucrarea Domnului. 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, ați reținut? E o rugăminte apostolică. Să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Nu vezi că la el în casă este anarhie, în sfera socială și profesională de asemenea? Trebuie sesizat.
Și mai departe, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Dar să nu uităm, celelalte le-am studiat sau le vom studia la alte lecții. Vom avea 10 în total. Seara asta discutăm despre corectările reciproce. Și tot un sfat adresat Tesalonicenilor, întoarceți o foaie în Scripturi, 2 Tesaloniceni 2, 3, de la versetul 6. Observați cât de imperativă este lucrarea aceasta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim. Deci nu doar așa să ajutăm în numele Domnului, vom avea o lecție și pentru a ne ajuta unii pe alții. Este o poruncă în numele Domnului să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Nu te asocia cu el că te afectează, strică imaginea. Îi dai undă verde să continue prin faptul că nu îi zici nimic, nu îl sesizezi. Și nu după învățăturile pe care ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram încă la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Deci unii trebuie corectați și învățați să pună mâna, să lucreze. Bărbați undeva la un loc de muncă sau în lucru câmpului, femeia în casă. Știți că mai sunt mai rare situații. Sunt oameni care, sau să zic femei, care le privește în prim plan, nu știu să facă o ciorbă, să pregătească ceva. Oameni cu familie să trăiască numai cu pâine și salam. Păi nu se poate așa. Cu astfel de oameni nu mai contenești cu dărnicia. Este o nerânduială și astfel de oameni trebuie sfătuiți și dacă nu ascultă trebuie chiar să o mustri. Băi, femeie, te-ai măritat. Și dacă te călugăreai, tot te punea la mănăstire să faci ceva. Dar dacă ai familie, trebuie să muncești cu atât mai mult. Versetul 12 este scris, îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, deci cu solemnitate creștină, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binului și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine și să se îndrepte, să se corecteze. Totuși, să ținem cont cum facem aceste mustrări ca să nu zdrobim pe cineva, nu cumva să fie mai calificați cei de afară. De exemplu, ai avut o mașină mai complicată, un aparat, nu ai știut cum să-l întrebuințe, s-a defectat și când te duci că la un mecanic, nu o să spune, băi, să coboare niște epitete pe tine, cum ți-ai permis să lucri cu mașina asta așa? Să spune, auzi, n-ai citit în carte tehnică? Dacă vrei să nu mai dai bani și să nu mai trebuia să o repare altă dată, să fii mai atent cum o folosești. Ei, să avem și noi amabilitatea aceasta, să știm cum să vorbim cu oamenii. Iată câteva sfaturi ale Apostolului Pavel, citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetele 1 și 2. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Să zicem, un tânăr licențiat în litere, se duce la un frate în vârstă care făcu și el două clase, patru, atâta se făcea atunci. Poate s-a silit la bani și condiția socială ce a avut-o și spune, băi, asta e prezentare ce ai spus tu? Așa se vorbește cu un bătrân? Ar fi o nedreptate. Și în adunare se mai întâmplă situație, că fiecare vorbește după condiția lui de pregătire, după poziția lui academic. Îmi vine în minte un caz de la Cluj,
într-o biserică baptistă, un păstor a invitat câteva somități din oraș, pentru că avea ca și predicator în ziua aceea pe un om cu câteva diplome și s-a gândit el acum să-i fac să audă și ei o slujbă bine regizată. Dar în duminica aceea a ajuns în adunare un frate bătrân plecat în America, care l-a sponsorizat pe el când fusese el la început în lucrare. Și a zis, cum să nu-l pun pe fratele ăsta, că mi-e rușine și mi-e păcat înaintea lui Dumnezeu, știu că e un om credincios, dar eu știu cum vorbește el ca de la țară. Și zice el, m-am tânguit acolo domnului de Pambon, ce să-l fac? N-am avut ce face, am cedat și am zis să-l pun, nu pot, ce va fi, va fi, nu-i corect înaintea lui Dumnezeu. Și a spus bătrânelul câteva cuvinte, a salutat, a spus ceva de la inimă, a plâns puțin. Și după ce au stat la masă, după terminarea slujbei, invitații lui, nepocăiții, au zis, domnule pastor, am apreciat felul în care a vorbit păstorul, este un om cultivat, dar dacă ne-a atins ceva, ne-au atins cuvintele bătrânului. Și a vorbit el, a spus de la inimă. Deci, să avem sensibilitatea aceasta. Iar ce scrie mai departe aici? Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Și un tânăr nu trebuie zdrobit așa. Mie mi s-a întâmplat odată, m-au pus frații la predic, eram la început, tânăr necăsătorit. M-am tot dus vreo 35 de minute, eu tot vreau să spun ceva și nu reușeam cum să le potrivesc, să-i fac pe oameni să înțeleagă. Și după mine se ridică un conducător de adunare și m-a tăiat așa împrejur. Cui a folosit asta? Unii s-au indignat, bine că am scăpat, nu m-am ofilit prea tare. Pe cei tineri ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Dar mustrare, să le spui la femeile bătrâne, dar ca la mama. Pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția, nu cu cuvinte dubioase și neclare, dar chiar corectare. Apropo, cred că ar putea unii băieți să corecteze pe fete că nu umblă potrivit și fetele pe băieți, da, așa, ca pe niște surori, ca pe niște frați. Corectați-vă până nu vă căsătoriți, că dacă nu va trebui să vă corectați în familie sau să vă corecteze alții. Dar așa, cu o atitudine frățească. Iată tot un sfat al Apostolului din 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 la 26. Acest sfat vizează în mod deosebit latura învățăturii, când discutați cu cineva care este de o altă părere și greșită, în ideea că noi avem înțelegerea corectă. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți plin de îngăduință răbdătoare. Dar pe lângă învățătură mai se necesită. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Deci o discuție în contradictoriu. În nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Recent am fost împreună cu niște frați la o masă și unii erau de altă părere. Și le-am vorbit, am reușit să îmi păstrez calmul și câte puțin să le spun. Și la gata am zis cineva, frate, m-am așteptat să fiu mult mai categoric. Și atunci mi-a venit în minte versetul acesta. Dacă pot să primească ceva, să o primească cu blândețe. Dacă le spun ceva foarte categoric, mă tem că nu primesc nimic și împachetează lucrurile și pleacă. Deci, pe un potrivnic, cu atât mai mult trebuie să-l îndrepți cu blândețe. Nu reușim noi întotdeauna. Poate uneori suntem cel puțin grăbiți, așa-i? Dar așa trebuie să facem, că n-am reușit noi să facem întotdeauna așa, ne amintim cum trebuie să facem și următoarea dată facem mai bine, amin? Așa să fie. Pentru că oamenii aceștia, potrivnicii, venindu-și în fire, se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci omul a fost sedus, a fost sub o obturare demonică și nu vede, nu are lumină, nu știe ce și cum ar trebui să facă.
Aici, la discuția cu potrivnicii, atenție la reacții și efecte. Cine știe cum vor reacționa ceilalți? Iată ce s-a întâmplat în Amos capitolul 7, când acest profet a fost trimis de Domnul în fața unui preot la Betel. Și este scris în Amos 7, de la versetul 10, Amația, preotul din Betel, a trimis să spună împăratului Roboam al doilea: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Deci, corectarea lui a fost interpretată drept uneltire și n-au putut să o suferă. Versetul 12, Amația lui Amos: pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Cele mai grele mustrări sunt când trebuie să te duci pe terenul celuilalt cu o trimitere specială din partea Domnului să faci sesizări. Amos a răspuns lui Amația: eu nu sunt proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. A fost o trimitere din partea Domnului. Și de asemenea, tot privind la reacțiile ce pot să apară, citesc din Galateni, capitolul 5, versetul 15, pentru că Biblia are o învățătură foarte bine pusă la punct, mustrările trebuie făcute de două ori, de trei ori, Domnul nu mustră fără încetare, pentru că tot mustrându-ne și certându-ne unul pe altul, s-ar putea să se întâmple cu ceea ce scrie aici în 5 cu 15. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Deci, atenție! Tăiem noi cu bisturiu, dar dacă nu avem și copșile necesare să prindem să nu curgă sânge, s-ar putea să le nimicim în final. Eu tai în tine, tu tai în mine și curge sânge între amândoi, nu? Și în final, cine este cel câștigat? Nimeni. O nimicire reciprocă. De exemplu, și într-o familie, dacă toată ziua bărbatul își ceartă nevasta și ea toată ziua îi face lui critică, unde se va ajunge? Nicăieri. N-a niciun lucru bun. Îl sesizezi, dar vezi care este starea sufletească. Poate primi acum. Știți că și medicii, înainte de a introduce pe cineva într-un bloc operator, îi ia tensiune, face analize. Dacă nu-l întărește, îi perfuzează organismul să-l pregătească oarecum pentru operația aceea. Dacă e ceva simplu, o mică incizie, a intrat un spin, merge. Nu neapărat facem un EKG înainte și alte analize. Dar dacă e ceva mai grav, trebuie să-l pregătim. Pe lângă aceste mustrări pe care trebuie să ne le facem în reciprocitate, sunt și metode mai grele, disciplinări cu efecte spirituale și chiar materiale. Acestea de regulă cad în sarcina lucrătorilor. Există chiar excomunicări, dare pe mâna satanei. Noi lucrăm într-un univers spiritual. Ele se fac doar pentru păcate grave și, de regulă, pentru păcate permanente, din care omul nu vrea să iasă, din care nu se ridică. Și doar în urma sesizărilor de care am vorbit până acum. Nu într-o primă fază, și doar și în urma conștientizării adunării. Pentru ca să nu se înregistreze o reacție greșită. Amintiți-vă că am citit din Matei 18, că după o discuție între cei doi, o discuție cu alții doi, apoi adunarea este conștientizată și după aceea un astfel de om poate fi considerat și catalogat de toți
ca și un vameș, ca și un păgân, un excomunicat. Pavel a fost nevoit să recurgă la o asemenea situație în cazul curvarului din Corint, caz descris în 1 Corinteni, capitolul 5. El descoperă printre corinteni o categorie mai mare de credincioși care erau gata să ia atitudine. Dar erau câțiva care au ajuns chiar să fălească cu un astfel de om. Nu știu sub ce idee. El zice de la versetul 3, cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, deci într-o colaborare strânsă cu Domnul, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, adică este scos în afara protecției Domnului Hristos, de către biserică care este trupul său împreună cu Domnul, care este capul bisericii, și un astfel de om va suporta pedepse în trup. Peste el vor veni boli sau alte lovituri, cu scopul de a-și primi pedeapsa în viața aceasta. Să fie apoi făcut părtaș sfințeniei lui Dumnezeu, cum scrie în Evrei 12, și el să fie recuperat. Aș putea spune că este o regulă pentru cazurile de curvie, urmează pedepse în trup, pentru că este păcatul săvârșit împotriva trupului, care este templul Duhului Sfânt. Tot despre o asemenea metodă vorbește Pavel la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20. Dar aici nu ni se spune că e vorba de cazuri de curvie, ci de abatere de la învățătura sănătoasă. Și pe acest fond au apărut, cred că ulterior, și alte stări negative. 1 Timotei 1 cu 20. Unii au căzut din credință, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei, ca să se învețe să nu hulească. Și în mod sigur, satana i-a luat în primire. Ceea ce a îngăduit Dumnezeu în cazul lui Iov, să se atingă diavolul de trupul lui, dar să nu-i afecteze viața, ceva asemănător, dar cu un alt scop și într-o altă ordine de idei, se întâmplă cu astfel de oameni. În aceste cazuri, luate cu chibzuință și ca ultimă măsură, este nevoie ca toată adunarea să păstreze o distanță față de omul pedepsit. Să se știe că a fost dat afară din trupul, din adunări, din comunitatea fraților. Pentru că altfel este foarte greșit. Mama și tatăl pedepsește pe băiat să stea în altă cameră și merge bunica la el. Îl salvează, îl scoate pe geam și spune, hai la noi, la vecini. Ce a înțeles copilul de acolo? Cred că nu s-a rezolvat nimic. Nouă uneori ne este milă de cei care suportă asemenea pedepse. Dar dacă un om trebuie să fie operat, lasă-l în spital, nu-l du la tine acasă, că n-ai condiții să-l ții. Nu-l lăsăm acolo în această stare de izolare toată viața. Îi urmărim viața, îl acceptăm să vină la biserică. Dar noi vom spune, ieși tu cu noi în față să cânți. Noi vom spune, de exemplu, lasă frații aici, nu te pun, dar vii cu noi în misiune. Deci, omul trebuie să știe. Eu sunt separat. Dar, spune Scriptura și vă citesc pentru a nu fi înțeles greșit, din 2 Tesaloniceni 3 cu 15, să nu socotiți ca pe un vrăjmaș dacă vrea să se pocăiască. Și să-l mustrați ca pe un frate. Pentru că tot Pavel ne scrie în 2 Corinteni, capitolul 2, și aici trebuie să fim foarte atenți să urmărim atitudinea acelui om, dacă dă semne de pocăință. Ce făcea preotul când cineva avea lepră, de exemplu? Îl închidea 7 zile. Dacă evoluția lui era spre bine, dar nu era încă claritate, îl mai închidea alte câteva zile. Iarăși un număr de 7.
Și apoi îl putea accepta în comunitate, în tabără, sau trebuia să stea în izolare datorită contagiunii lui. 2 Corinteni 2, citesc de la versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci și pe voi toți. Cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult, iese destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați și ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, dar înseamnă că a fost un timp în care l-a sesizat când nu ne putem arăta dragostea față de el. Adică nu ne putem arăta dragostea față de faptele lui, față de stările lui. A fost un caz în țara aceasta când un lucrător bun, un evanghelist, datorită atitudinii lui recalcitrante și abaterii lui de comportament, a fost dat afară. O veritune, în mod special, de cei de la Dezide și a spus, vino cu noi. A avut tăria de caracter să rămână acolo. Soția lui l-a ajutat. Domnul ne-a sfătuit să-l supraveghem, să-l perimetrăm, ni se spunea. Și din când în când mai întrebam ce face. Și omul a stat în acea izolare. El obișnuit să meargă 3-4 servicii pe săptămână într-o parte și într-alta, a stat la domiciliu. Dar după aproximativ 5-6 ani a fost recuperat. Este redăruit lucrării. Dar dacă nu s-ar fi respectat procedura aceasta biblică, omul ar fi fost abătut de la credință și nu s-ar fi rezolvat nimic. Dacă cineva nu se îndreaptă, vom rupe relațiile cu el pentru totdeauna. Pavel îndeamnă în Roman, capitolul 16, versetul 17, vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și turburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Departați-vă de ei. Sunt oameni care răspândesc învățătură falsă. Exemplu este în țara aceasta un păstor care obișnuiește să țină conferințe cu familiile. Are o învățătură tare greșită. Își bate joc de cei care fac mai mulți copii. Ideea lui este că numărul de 3 înseamnă înmulțire. Și am sesizat păstori cu experiență care au fost la conferința aceea cu el, după aceea au folosit exact expresia asta a lui. Le-a rămas. Pentru că te afectează. Feriți-vă de astfel de oameni. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci după caz pânteciului lor sau un alt scop de slavă de șartă și prin vorbiri dur și amăgitoare înșală inimile și lor lesne crezători. Domnul să ne păzească și dacă se poate să fie recuperați și ei. Și ultima sesizare aici, când este vorba de corectare, de mustrare sau și mai grav de disciplinare, trebuie să fim imparțiali. Iată ce sfat înțelept îi dă Pavel lui Timotei ca unui lucrător în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 21. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte. Am auzit eu, știu eu, dar dacă nu e așa cum știi tu, nu te duc cu preconcepții să judeci o situație. Și să nu faci nimic cu părtinire, e de al nostru. Să fie de al Domnului. Că altfel e mare o sândă pentru cei care sunt nedrepti. Încă din Vechiul Testament evreii au fost învățați, Exod 23, 1-9, să nu nedreptățești pe străin, să nu te uiți la dar, să nu te uiți la fața omului, să nu te iei după mulțime, să fii drept, căci Dumnezeu iubește dreptatea. Iar Domnul spunea în Matei 7, încă asupra unui aspect, vorbind oamenilor, nu te grăbi să scoți paie când tu ai bârne. Curăță-ți ochiul, judecă-te pe tine și apoi nu-i lăsa nici pe alții cu paie în ochi, deranjează. Și pe ei, și pe alții, și imaginea lor. Vreau să vă amintesc doar
pentru aceste două feluri de mustrări, mustrări ușoare și mustrări grele. Mustrările ușoare seamănă cu prorociile. În cartea lui Ieremia, de exemplu, veți întâlni o droaie de mustrări. Dar el doar le spunea. Nu era de competența lui să ia măsuri. El le-a tot spus, nu mai vă lăudați templul Domnului, templul Domnului. De exemplu, Ieremia 7. Deci, astfel de mustrări ușoare poate să facă oricine, cu regulile de care am vorbit. Cât privesc mustrările grele, ele sunt de ordin apostolic. Ele țin de ceata prezbiterilor, adică de ceata lucrătorilor. Este de competența lor să analizeze situațiile grele. Urmăriți dumneavoastră Noul Testament. Unul ca Petru a luat o atitudine drastică față de Anania și Safira, fapte 5. Tot Petru, fapte 8, o atitudine dură față de Simon. Nu unul dintre proaspeții credincioși din Samaria trebuia să-i spună lui Simon una ca asta. Asta îl privea pe Petru. Apostolul Pavel, de asemenea, a luat acele hotărâri mai grele. Dar toate astea în legătură cu Domnul. Că altfel noi, în râvna noastră, cu mai puțină dragoste și tot cu mai puțină înțelepciune, putem să fim ca Petru și ca Iacov și Ioan. Doamne, să pogorâm foc din cer peste ei. Stați cu minți. Domnul ne dă autoritate, dar El este autoritatea noastră. Așadar, orice corectare, atât în intenție cât și în procedură, trebuie să fie conform voiei lui Dumnezeu și cu un scop bun. Galateni 6:1, dacă cineva ar cădea dintr-o dată într-o greșeală, să ridicăm. Dar cu Duhul blândeții și cu toată atenția. Și în încheiere vă spun că toate corecturile sănătoase aduc binecuvântare pentru ambele părți. Țineți minte. Câștigă și cel ce mustră și cel mustrat. Și cel ce îndreaptă și cel ce îndreptat. În Proverbe este scris în capitolul 12, versetul 1, cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Proverbe 9. Mustră pe cel înțelept și se face mai înțelept. Dacă mustri pe un batjocoritor, te urăști. Iar Iacob spunea în încheierea epistolei sale, dacă cineva întoarce pe un păcătos de la tăcirea căii lui, va acoperi o sumedenie de păcate. Deci orice om care a apucat pe un drum greșit, de exemplu cu mașina, și altul se zicează, nu te mai du, nu mai fac kilometri în zadar, să se întoarce înapoi. Trebuie să-i mulțumească. Câștig și eu, că Dumnezeu mă va binecuvânta, mă va răsplăti, câștigă și el. Și un ultim verset din Proverbe 24:25, dar celor ce judecă drept le merge bine. Și o mare binecuvântare vine peste ei. Domnul să-și lase peste noi binecuvântarea. Să ne putem corecta frățește, să ne îndreptăm toți și într-o unitate sfântă, să alergăm spre împărăția lui Dumnezeu. Amin.